Joi, 12 iulie 2018, mă aflu în localitatea Călinești, din județul Argeș, la sediul clubului Columbofil, afiliat la UCPR, unde particip la îmbarcarea porumbeilor pentru maratonul Columbofil de la Doneț. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu unul dintre crescătorii de bază ai clubului, un om cunoscut și apreciat. Este vorba despre domnul Suditu Gheorghe, Grigore, scuzați-mă, pe care vă salut domnul Suditu. Ce faceți? V-am găsit aici la meserie, nu? La îmbarcarea porumbeilor. E o piață care mi-a plăcut întotdeauna de mic. Dar o moșteniți asta, pasiunea asta pentru ei, de la cineva din familie, tata, bunicu? Nu prea. La dumneavoastră a apărut. La mine a apărut, da. De când creșteți porumbei? De 20 de ani. Și cum e? Cum era columbofilia cu 20 de ani? Era mai frumoasă decât acum? Mai frumoasă. Înainte era mai... Acum e altfel. Dar era mai ieftină înainte sau acum e mai scumpă? Cum e? Da, sunt niște costuri mai mari. Dar... Tratamente și astea se fac altfel acum decât acum cu 20 de ani, nu? Alte medicamente. Înainte era simplu, usturoi, acum au apărut tot felul de medicamente pentru treținere, pentru refacere, că refacerea e cea mai importantă. Câți porumbei ați băgat acum? 7. Mascul, femele? Am băgat 5 mascul și 2 femele. Porumbei tineri sau mai multă experiență? Nu, în vârstă, 2-3 ani. 2-3 ani, deci experiența, mai zburat, nu? Da, au zburat. Doi dintre ei au zburat acum în Polonia, iar ceilalți au zburat în Ucraina. Bun. În țară, deci cam toată perioada lor până să-i bag la fond, zboară în țară. Deci... an de zile și al doilea, al treilea an. Păsări cu experiență mare? Da. E o tehnologie aici. Da, e o tehnologie. Cine o învață și cine o cunoaște are rezultate. Așa că luăm porumbelul din cote să ne aflăm că îl băgăm la concurs. Nu prea. E greu. Da, gata. Ia-l, bă, dă-l acolo și gata. Da, dacă vrei să ai șanse reale, trebuie să te ocupi de el, nu? Trebuie să te ocupi, trebuie să stai cel mai mult să-i vezi, să-i cunoști, să-i simți dacă mai poți boare, că porumbelul se simte, mai ales dacă o cursă lungă după 700, 1000, că el recupera calma, nu? 700, ei boare poate 8, 9 sărace, dar refacerea contează cel mai mult. Dacă nu știi să-i refaci, degeaba. Ce le dați pentru refacere? Și câte zile? Păi le dau, timpul rând le pui în apă, tot la fel pentru recuperant, iar la prima zi și a doua zi, iar a doua zi tot felul de recuperare, de medicamente. Hrană la sac sau la o pregătiți noastră? Le pregătesc, în totalitate eu le fac, le pregătesc mâncarea. Că nici nu vreau să le schimb, când am plecat cu un mod de a hrăni porumbielul de la începutul sezonului până la sfârșit, așa merg. Da. Îi zburați văduvie sau natural? Nu, natural. Natural, nu? Am zburat și văduvie, am făcut numai greșeli. Și ce a zis? Mă întorc înapoi la natural, da? Înapoi, nu mai. Cu toate că pentru unii e foarte simplu, am ascultat-o și eu de la mult, e ușoară, dar am greșit. Am zburat vreo 3 ani de zile, am făcut numai greșeli. Duminica cum s-a anunțat vremea? E bună? Duminica am înțeles că este o zi bună, da. Nu știu la lansare, dar am înțeles. Înseamnă că dacă vremea e bună, vă ajută, ați băgat și păsări de calitate. Da. Sau că rezultatele or să fie. Aici înainte au rămas mai păsările cu rezultate. Cam ce a fost ciurucurile prima, a doua etapă de fund, se cam duc, nu? Da. Cum a fost Donețul până acum? Ați mai zburat și în anii precedenți? Da. Etapă grea? Dom'le, nu prea. Câteodată e grea, e numai în funcție de raport de vreme. Deci vremea, dacă e vremea bună, sau mai ales dacă ajută vântul ăla, că se avea vânt în spate, e bine. Bune, nu? Da. Păi ce să zic, decât duminică vă doresc mult succes, domn Grigore. Mulțumesc, și vă țin pumnii. Mulțumesc. Cu stimă, toate cele bune vă doresc, numai bine. Să trăiți numai bine.